acest video vreau să vorbesc un pic despre Hayabusa, despre motocicleta asta pe care o am acum. Însă nu pot practic vorbi despre Hayabusa fără a vorbi de preconcepții întâi, pentru că nu există o altă motocicletă care să aibă atât de multe preconcepții, atât din partea motocicliștilor, cât și din partea cât și din partea celorlalți. De ce aceste preconcepții? Pentru că este infinit mult mai ușor să vorbești despre ceva, să-ți formești niște păreri fără a avea niciun pic de experiență pe motocicletă, pe această motocicletă, adică, și e calea cea mai simplă, practic. Dacă spun 30 de oameni că busa e grea și că nu ia curbele, înseamnă că așa e, o iau de gata. Dar deja am avansat. Ideea cu preconcepțiile este una cu probleme, pentru că în mod normal e foarte periculos atunci când la abuzul unei idei tu concluzionezi de tipul știu eu. În momentul în care ai spus eu știu, deja te-ai închis complet la orice metodă de învățare. Adică îți închizi practic acel what if care ar trebui să-l ai pe orice om normal, matur, cu capul pe umeri. O abordare mult mai bună, mai inteligentă, zic eu, ar fi să zici interesant. E interesant ce spune. Și practic să nu mai iei totul de-a gata ce ți se vâră pe gât, pentru că trebuie să o recunosc, am pățit-o și asta am pățit-o și eu, în sensul că m-am luat după toți motocicliștii care pe YouTube și nu mai vorbeau numai prostii, că face, că sparge, că e cu tare, că e rea, că te omoară, că cu tare. Băi, nicio motocicletă nu te omoară. Motocicleta este un fier, este un fier și atât. Nu te omoară mașina sau motocicleta, te omoară prostia din cap. Te omori singur, ca să zic așa. Pe de altă parte, riscul de a o comite pe busa este destul de mare. Și o să vorbim despre asta un pic mai târziu. Dar hai să o luăm gradual. Un pic de istorie. Pe la sfârșitul anilor 90 exista în cadrul producătorilor de motociclete o cursă a vitezei maxime, fiecare producător de motocicletă dorindu-și să scoată o motocicletă a cărei viteză maximă să fie cât mai mare. Apare Kawasaki ZX11, urmat la ceva timp de Honda Blackbird 1100XX, parcă Blackbird. Și de neunde Suzuki a tăcut din gură, nu se știa nimic de Suzuki. Dintr-o dată, în 98, 99 de fapt, vine busa, care a denumire Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Hayabusa în limba japoneză însemnând practic o pasăre, un șoim, care are o metodă de a vâna foarte interesantă, adică coboară în picaj în viteză care depășesc 320 de km/h. Deci practic în viziunea Suzuki, Hayabusa a fost făcută pentru a vâna Blackbird-ul de la Honda. Și ce motocicletă! Este una din singurele, dacă nu una din primele motociclete care au fost dezvoltate în tunel de aer, fiind făcută să rupă practic limitele de viteză din acel timp, fapt pentru care a și intrat în recordul Guinness, în Guinness Book, pe 2000, fiind cea mai rapidă motocicletă de serie în anul 2000. Din anul 2000 a avut loc un fel de gentleman agreement, un fel de înțelegere între Uniunea Europeană și producătorii de moto. Mulți zvonesc că ar fi fost o scrisoare, că UE ar fi cerut într-o scrisoare, opriți războiul ăsta, opriți cursul asta vitezelor, pentru că dacă nu opriți voi, o oprim noi. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că în 2000, dacă nu mă înșel, a apărut ZX-12 de la Kawasaki, care, trebuie să o recunoaștem, în linie dreaptă cam bate busa. Că sunt niște filmulețe pe YouTube, busa în blană, într-a șasea, sunt trei nebuni care pleacă într-o călătorie de-asta, Franța, Germania, Elveția, nu mai știu pe unde exact, o să caut filmele. Și testează la limite un ZX-12, o Hayabusa 99 și un Blackbird, tot așa 99. Ce fac ea pe trafic, pe la autoban, pe la nemți, rămâi tâmpit. Mă rog, o să pun filmulețe în descriere. Și apare ZX-12 și din unul din acele filmulețe se vede cum busa e în blană pe banda a doua. Bă, dar blană, e pa, blană, blană. Și ZX-12 tot se pierde în zare, știi? Problema cu ZX-12 însă e una de consum. O dojișcătă aia consumă enorm, enorm de mult. Da, busa este mai căutată, plus și factorul de legendă. Hayabusa. Deși catalogată ca un super sport, ăsta ca un sport touring, pardon, e departe de a fi și sport și touring, dacă e să o luăm așa. Hayabusa practic este un compromis, este o motocicletă de compromis cu valențe sport și 30-40% valențe touring, dar pentru a obține touring adevărat trebuie să faci niște modificări, să înalți ghidoanele, să mai faci niște prostioare. Însă este o foarte bună motocicletă pentru liniuțe. Americanii practic o modifică pe asta, adică nu, sunt mulți care îi pun busa, îi pun aușo, sunt mulți care îi pun turbo pe ea, de parcă i-ar mai trebui la asta ceva putere. Oricum n-ai unde pe stradă să folosești ce poate să facă asta. N-ai unde pe stradă să folosești nici ce poate să facă un 600, dar am uitat asta. Și după cum am spus, Hayabusa a devenit practic o legendă, Suzuki capitalizând foarte mult pe treaba asta. Un upgrade major a fost făcut în 2007, când i-au schimbat un pic mai multe lucruri în ea. Și ca orice motocicletă, Hayabusa are și anumite probleme.